Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele, bun venit la canalul Frumusețe Vârste Elegante. Astăzi este duminică, numai ce am venit de la un seminar care a avut loc cu compania Green World, dar totuși zic că astăzi e duminică, o să public acest filmuleț, fiindcă este necesar să-l public, fiindcă vă îndemn ca în luna martie, vă îndemn 4 zile să fiți cu mine înainte de 8 martie, să ne pregătim tenul, fiindcă este luna și anul măsculiților. Ne vom pregăti de 8 martie 4 zile la rând. Vă voi arăta ce proceduri, ce măsculițe, mini-măsculițe vom efectua, vom aplica, să fim proaspete, să ne simțim în stare de bine. Timp de 4 săptămâni v-am motivat să facem procedurile pentru gât. Nu știu ce efect voi ați avut, dar rezultatul care mi-aș fi eu dorit, poate că nu e acela, rezultatul poate că nu e cel care mi-aș fi dorit, ca gâtul meu să fie ca la 20 de ani. Dar, în schimb, am practicat, am făcut ceea ce ne-am dorit și măcar cu scop profilactic, ca ridurile să nu se adâncească. Sper că doamnele care au făcut împreună cu noi această procedură, acest masaj, aceste pișcături, sper că au primit efecte maxime. Vă rog să ne scrieți în comentarii, să vă împărțiți cu noi și să nu uităm că ne întâlnim mâine, luni, la ora 20, live, să vorbim despre măsculițe. Acum mă voi demachia și vom începe prima zi ce vom... Înseamnă că pentru procedura noastră, pentru prima zi, avem nevoie de albuș. Așa, în albuș, două picături de suc de lămâie, sare, de sare, eu iau sare vulcanică, sare neagră, puteți să luați orice sare, un vârf de linguriță și o lingură de smântână. Amestecăm bine, bine, bine. Bine. După ce ne demachiem, aplicăm acest amestec, decolteul, gâtul, toată fața. Aplicăm un... Mi-a merit în gură, este sărățel. Aplicăm bine, bine. Un strat subțirel. Și masăm un pic, să întindem toată această masă pe toată fața. O vom aplica o pe 15 minute. Apoi o vom înlătura o cu infuzie de mușețil și vom aplica o cremă. Aceasta este prima zi. A doua zi va fi o altă procedură, o altă mască. Nu uitați și zona mâinilor. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe mâine!